Ce facem cu frica de a iubi? Orgolioșii vor alege orgoliu în detrimentul iubirii. Și cât ne costă frica asta? În destin. Iubim în funcție de cât de mult ne cunoaștem. Despre semnalele astea care ne anunță că ceva nu este în regulă. Îndrăgostirea asta teribilă de la început. Prea multă intensitate. De fapt, este în esență un red flag. Despre orgoliul în relații. Orgoliul și iubirea nu prea merg împreună. Iubirea, tocmai asta înseamnă învingerea orgoliului. Se schimbă oamenii din iubire. Nu. Că oamenii se schimbă din iubire sau pentru iubire e un romantism din ăsta de suiet. Multe cupluri se despart în primii 5 ani de viață ai copilului pentru că explodează tot ceea ce a fost băgat sub preș între cei doi. Dacă, de exemplu, tu nu ai bani și el are bani și statut, pentru ceea ce primești, să tolerezi ceva care nu o să-ți convină. Care este definiția iubirii pentru tine? Să fiu înțeleasă. Dilema cu Emma de la Zoo, un podcast Zooniverse. Bine ați venit la Dilema, podcastul care își propune să rezolve măcar un pic din misterul relațiilor. Fascinanta lume a senzațiilor, dar mai ales a sentimentelor care se creează între două persoane. Dar până la a doua persoană, până la el, bineînțeles, vă spun vouă, doamnelor, la mulți ani. Să nu uitați că primăvara e mereu acolo, la voi, la noi. Să fiți iubite, asta ne dorim. Am citit ceva de curând, ceva ce mi s-a părut extraordinar de frumos. Dragostea e mereu puntea dintre mine și lume. Superb, superb mi s-a părut. Normal că vorbim despre iubire și astăzi cu specialista în dragoste, psihologul Sofia Dumitriu. Ce înseamnă o relație cu adevărat autentică? Cum iubește o femeie? Cum iubește un bărbat? Cum știi că ai întâlnit dragostea vieții tale și ce înseamnă cup de fudră? Dragostea rămâne subiectul principal al podcastului, dar și misiunea noastră a tuturor. La mulți ani, doamnelor, să fiți iubite sau, cum ar spune Sofia, să fiți înțelese. Rămâneți cu dilema. Bine ai revenit la Dilema, Sofia. Îți spun, ai revenit, o premieră să spun cuiva că a revenit la Dilema. Mă bucur tare mult să te am aici într-un episod cu totul și cu totul special de 8 martie. La mulți ani! La mulți ani! Bine te-am găsit și mă bucur să fiu invitată din nou. Și eu mă bucur tare mult pentru că de fiecare dată, bine, trebuie să le spun celor care ne urmăresc că noi avem discuții și în afara camerelor de luat vederi, discuții care de fiecare dată îmi ridică și mai multe întrebări. Vezi, despre relații. Nu știu dacă e atât de bună autocunoașterea, cu cât începi să înțelegi mai multe, cu atât nu te mai oprești. Da. Deci mi se pare că fascinantă lumea a relațiilor care se creează între oameni. Mi se pare un univers cu totul și cu totul deosebit despre care putem vorbi episoade întregi și tot nu am ajunge la un răspuns concret. Dar de fiecare dată, după o discuție cu tine, am și mai multe întrebări, ceea ce mie mi se pare că face ca discuția să fie foarte bună. Da, pentru că lumea caută o soluție finală și universală și nu există. Cel mai multe cărți se scriu despre relații și despre dragoste, ele se vând, majoritatea publicului este feminin, de aia nu prea se schimbă lucrurile, femeile citesc, se descoperă, înțeleg, dar trebuie să fie reciproc procesul. La tine, de la tine știu că atunci când o femeie întâmpină o suferință în viață, se îndreaptă către psihologie sau filozofie. Tu ai scris la un moment dat pe Facebook-ul tău o chestie la care am zâmbit și mi s-a părut cât se poate de adevărată. Îndrăgostește-te. Dacă o să-ți iasă, vei fi foarte fericită. Dacă nu, vei ști atât de multe despre psihologie. Da, e adevărat. Din păcate, femeile sunt mai mult decât bărbații, cele care se îndreaptă către sine și încearcă să înțeleagă lucruri. Bărbații tind să reprime, să nege, să dea vina pe ceilalți și să continue. Pentru o perioadă, însă. Uite, asta face loc unei întrebări care îmi stă în minte acum. Cât de diferit iubim? Cât de diferit iubește o femeie față de un bărbat?
Păi, femeile sunt ființe mai emoționale și mai narrative. Ca atare, noi ne creăm povești mai mult despre celălalt. O femeie se îndrăgostește în urma cuvintelor, bărbații în urma ceea ce văd. Asta este diferența. Și după aceea este gradul de autocunoaștere. Iubim în funcție de cât de mult ne cunoaștem. Eu spun mereu că iubirea e un act al inteligenței, culturii, educației. Deci vom iubi diferit în funcție de și cum am fost iubiți în copilărie. Asta e cel mai greu lucru de acceptat, cred. Că iubirea nu este doar un act al voinței, rațional, știi de ce iubești pe cineva. Adică avem o listă din asta, îl iubesc sau o iubesc pentru că X, Y, Z. E de multe ori o compensare pentru ceea ce nu am primit în copilărie. De asta diferă relațiile. Dacă ai avut traumă sau un minus de emoție, de afecțiune în copilărie, vei avea relații mai disfuncționale decât cei care au crescut securizat cu afecțiune. Și atunci vor fi atât de multe diferite formele de iubire. Mi se pare incredibil că putem să iubim în măsura în care ne cunoaștem pe noi. Pentru că această cunoaștere nu cred că se termină într-un anume moment. Nu se termină, dar e un soi de constantă a personalității. Dacă cauți adevărul și ești autentic, îl comunici și atunci îți și ceri iertare sau spui, îți dai seama că greșești și revii, ești tolerant. De asta spun că autocunoașterea îți dă și un grad de responsabilitate, poate? De responsabilitate, cât și de umilință intelectuală, să-i spunem, modestie. Adică știi că nu poți avea... Stai și în dubiu, poate greșesc de data asta și l-ascult și pe celălalt. Și sunt dispus să iau în considerare perspectiva celuilalt. De asta spun că autocunoașterea, ok, nu se termină, dar dacă e un principiu autocunoașterea, atunci o să fii deschis, că ceilalți ne sunt oglinzi și în relație. Iată. Ne reflectează și atunci celălalt poate să dea o perspectivă despre tine pe care tu nu o vedeai și atunci ești deschis la dezbatere. Da, e mai rar. E mai rar. Ce am învățat de la tine este că autocunoașterea îți permite să spui că nu știi totul și că ai greșit fără să fii cumva lezat în orgoliu. Da, dar pentru asta, cum spuneam, trebuie să poți să trăiești cu această incertitudine cu privire la tine însuți. Ori în psihologie se știe că incertitudinea este foarte greu de tolerat, necunoscutul. Și mulți oameni preferă să fie categorici, chiar dacă sunt ignoranți, și atunci nu vor avea această deschidere, știi, de a se vedea pe ei... A fi deschiși la dezbatere, la dezbatere, nu exact, la ceartă. Exact, la dezbatere, da. Ce crezi tu că lipsește relațiilor din 2024 sau din ultimii ani, de exemplu? Care e dinamica? Cum s-a schimbat dinamica relațiilor? Primul rând e un pic de haos cultural, masculinitate toxică, feminism toxic. Mi se pare că e atât de multă explozie de propagandă, într-un fel, încât femeile nu mai știu ce să accepte, cât să tolereze, cât să nu tolereze, ce este toxic, ce nu este toxic, bărbații la fel, nu știu cât să se mai manifeste masculin, câte valori feminine să înglobeze în personalitatea lor. Mi se pare că este un consumerism în momentul de față de suflete, de destine. Trăim și în iluzia opțiunilor din cauza aplicațiilor și cât vedem pe Instagram, pe Facebook, diverse tipologii, personalități și ni se pare că există acolo acel suflet pereche, acea persoană perfectă și atunci tindem să fim mult mai intoleranți cu opțiunile pe care le avem. Și atunci... Mi se pare că sunt generalizări. E greu să te oprești din căutare. Este și o explozie de psihologie. Se vorbește atât de mult despre narcisism. Deci nu am văzut pe reel-uri pe Instagram atât de multe reel-uri câte sunt pe subiectul narcisism, abuz narcisic
Ceea ce arată e extraordinar că la nivel de masă critică socială s-a ajuns la o conștientizare masivă acestei fenomen. Doar că se și acuză unii pe alții, după aia narcisism, adică foarte multă și așa mai departe. E foarte multă cunoaștere, dar este și greu să o decelezi care e cunoașterea corectă sau nu, pentru că iarăși în zilele noastre oricine are un microfon și știe să facă marketing pe social media o să aibă o părere. Și de asta zic, mi se pare că e un soi de știm multe, nu știm dacă e corect ceea ce știm. Îți dă și iluzia că dacă știi mai multe, îl asculți pe X sau pe Y, tu o să fii mai informat și o să faci alegerea corectă, adică e un soi și de perfecționism din ăsta la nivel relațional, să faci cea mai bună alegere. Și atunci e un pic de, cum spuneam, consumerism. Da, un pic de haos, este adevărat, pentru că acum avem un acces la informații extraordinar, definiții cât mai simplu de reținut și reușim cu ușurință să ne punem în pielea unui psiholog care între noi fie vorba a studiat niște ani și e greșit, adică mie mi se pare că oricine acum într-o gașcă o să aibă niște păreri poate să pună o etichetă, tu ești narcisică, tu ești bipolară, tu ai daddy issues, tu ai, și chestia asta poate să influențeze comportamentul și părerea tuturor dintr-o gașcă. Și sar la concluzii și judeci pe celălalt și tind să excluzi oameni poate în mod greșit. Exact. De asta zic, așa este, e atâta psihologia, adică e fantastic cumva cum a explodat psihologia, dar sunt și atâția care sunt ori nepregătiți în domeniul psihologiei, ori mulți coach de dezvoltare personală, practic oricine. Ai văzut, eu am comentat fenomenul Andrew Tate, de exemplu. Andrew Tate a devenit guru relațional. El fiind, în esență, business-ul lui, fiind învățând femeile cum să păcălească bărbații, dar după aceea se duce și le dă lecții bărbaților despre cum să fie bărbați. Și Andrew Tate a devenit sub ochii noștri, de exemplu, un guru al dezvoltării personale pentru mulți bărbați. Da, care crezi că a fost... nu-mi place neapărat tatuul, pentru că din punctul meu de vedere în universul meu n-a avut niciun tatu. Dar cu ce crezi tu că a păcălit? A învățat, dar asta eu m-am uitat la foarte multe clipuri pe YouTube, și istoria, devenirea lui, m-am uitat încă de când avea el 19 ani la toate aparițiile lui media, că am vrut să înțeleg cum i s-a construit personalitatea asta narcisistă. El a învățat, deci foarte inteligent, a învățat să folosească algoritmul social media foarte bine. El are o academie în care se înscriu bărbații, care după aceea ei sunt învățați cum să-i viralizeze clipurile. Adevărul nu contează, contează sau neapărat profesionalismul. A învățat foarte bine marketingul, pur și simplu. Și atunci a venit ca și o reacție contra feminismului din ultimii ani, și și-a creat această imagine de mașini scumpe, femei viață frumoase, perfectă. Viață perfectă. De putere, are foarte multă, da, de putere aspirațional pentru mulți bărbați. Vorbește foarte elocvent, are elocvență. Are oratorie, ceea ce este un atu. De exemplu, mulți psihologi sau oameni de știință nu au această elocvență și nu au imagine. În general, intelectualii nu prea acordă atâta importanța imaginii, care în zilele noastre este foarte importantă, cât, apropo de acea autocunoaștere, sunt mult mai, nu sunt atât de virulenți, nu sunt atât de intenși în speech-ul lor cum este Andrew Tate. Și atunci mesajul nu este viralizat. Trăim în epoca în care adevărul este ceea ce se viralizează, practic. Și în general vehemența este viralizată. Iar Andrew Tate a combinat niște elemente din astea foarte corecte, cu conspirația, cu Matrix-ul, mă rog, de a interpreta realitatea. Un foarte bun manipulator. Exact, cu după aceea sfaturi pentru bărbați, dar mie asta mi se pare de-a dreptul, știi,
paradoxal, ca să nu zic absurd sau ironic, că el are business-ul videochat-ului în care femeile păcălesc bărbați sau vând bărbaților niște iluzii pentru bani și după aceea vine și le spune bărbaților despre relații. Deci, și despre cum femeia este doar o carcasă frumoasă și atât. Exact. Ceea ce este, din punctul meu de vedere, constructul misoginului, practic, sau a narcisicului, dacă vrei, pentru că mai întâi te pune pe un piedestal. Da, și după aceea îți arată cum nu ești tu good enough. Chiar ieri am văzut un docu-series despre Hugh Hefner și istoria Playboy, foarte interesant, 10 episoade, practic e istoria culturală a Americii din 1953 până în zilele noastre, cum a început, de fapt, sexualizarea femeii. Și chiar am dat search pe Google, deci am găsit o grămadă de articole, deci era un titlu: Hugh Hefner, un mare feminist, Hugh Hefner, un mare misogin, a distrus femeia prin sexualizarea femeii și cum femeia este valabilă, practic, doar prin frumusețea ei, doar atâta timp cât este tânără. Și foarte interesant cum a devenit el de la om de familie, că așa a început când a creat revista, și după aceea a intrat în rolul acesta de burlac etern și a schimbat femeile una după alta. Și ce gol crezi că a avut? Nu cred că a avut niciun gol. Mă rog, interior de știut. Eu cred că foarte mulți bărbați, dacă ar avea puterea și resursele financiare, ar trăi ca el. Sunt studii care arată bărbații cu cât au mai multă, cu cât au mai mulți bani și mai multă faimă și mai multă putere, cu atât tind să înșele mai mult, să fie mai poligami, să aibă mai multe femei. Și atunci, de asta zic că în cazul lui, nu știu istoria, nu știu din ce familie vine, dar cred că foarte mulți bărbați în locul lui ar fi avut același parcurs odată ce au dat de această faimă, această putere și mai ales în acest business al înconjurat de femei frumoase la infinit. Rămâne puterea cea mai gravă dependență pe care o putem avea? Adicție? Da, și este la diverse nivele. Uite, părinții, de exemplu, își au puterea de multe ori din autoritatea pe care o au asupra copiilor. La fel cum și multe femei au putere prin autoritatea pe care o au asupra copilului. Și cu cât ai mai puțină putere socială sau relațională, cu atât vei tinde să compensezi. Că multe persoane cred că femeia, dacă devine mamă, va fi acest izvor pur de iubire necondiționată, de altruism, de empatie. Nu. E vorba despre, și în cazul ei, despre putere. Și da, puterea, e foarte greu de conștientizat, de fapt, cât de mult ne luăm puterea. O altă teorie în psihologie este că toată dinamica relațională sunt jocuri de putere. Și în relațiile de dragoste, și în relațiile de prietenie, și în relația părinte-copil. Și așa este, puterea ne-o dorim cu toții, puțini o pot avea și controla. Cred că e un drog foarte puternic. Nu știm ce are și din noi, nici din mine, nici din tine, din oricine, dacă ar avea puterea absolută. De exemplu, dacă ai fi Dumnezeu, ce ai face cu puterea? Dacă ai fi președinte, dacă ai fi... Uite, eu înțeleg, în ghilimele spus, cognitiv înțeleg mulți oameni foarte puternici care au foarte mulți bani, de ce pot fi văzuți din exterior deciziile sau business-urile lor ca fiind psihopați? Pentru că vor lua decizii, își vor permite. Când se trezesc dimineața, când ai multe miliarde, ce faci? Te gândești să te joci de-a Dumnezeu, nu? Care exact. Sunt să vrei să faci revoluție nu știu unde. Și puterea în relație, că ai pomenit de jocurile de putere, câte dăunătoare sunt? Sunt dăunătoare atâta timp cât unul e dictator și unul este supus. Practic ar trebui, ideal ar trebui să fie o egalitate de putere. Femeia are puterea asupra bărbatului prin feminitate, sexualitate, grija feminină pe care grija cât și darurile feminine pe care le avem, iar bărbatul are alt fel de putere. Uite,
protecție, care acum nu mai e cazul de protecție fizică, că nu trebuie să salvezi femeia de animale prădătoare sau de alți bărbați care vin să cucerească tribul. Putere poate financiară, socială. În general, când există o discrepanță mare de putere, totuși ea va fi abuzată. De asta zic că dacă, de exemplu, tu nu ai bani și el are bani și statut, ok, la început o să-ți fie bine, o să fie frumos, dar după care va trebui, pentru ceea ce primești, să tolerezi ceva care nu o să-ți convină. Întotdeauna într-o relație există cineva care iubește mai mult și cineva care iubește mai puțin? Cred că e greu de măsurat în realitate, dar cred că da. Tind să cred. Bine, astea sunt generalizări întotdeauna. În majoritatea cazurilor, da. Și, vezi, numim unul iubește. Unul are o nevoie mai mare de celălalt. Din diverse motive. Din diverse motive. Conștiente, inconștiente, știute, neștiute. E o nevoie mai mare. Și unul trebuie să lase, sau unul va lăsa mai mult de la el. Dar să nu fie o disproporțional. Pentru că dacă e disproporțional, adică dacă 80% tolerezi și 20% e frumos, la un moment dat nu o să mai poți. Cred că trebuie să existe un raport, nu știu, cred că maxim 60-40%. Și cum putem noi calcula procentele astea? În ce se măsoară procentele astea? Păi în conflictele pe care le ai, în sentimentul, noi căutăm o echitate, adică o balanță a dreptății, dau și primesc. Ok, că nu este 50, deci la modul perfect corect e 50-50%. Cum asta este un ideal și e mult mai rar întâlnit, de-aia am zis 40-60%. Adică să simți că dai, dar și că primești. Ok, tu dai 60%, primești 40%. Să nu fie discrepanța prea mare. Să nu trăiești cu sentimentul ăsta că doar tu ești acolo. Doar tu oferi, doar tu oferi, doar tu lași de la tine, doar tu susții. Cum îți dai seama că merită salvat o relație? Depinde salvată de ce, știi, e ca o boală. Depinde dacă e cronică, în metastază sau dacă este superficială. Eu analiza, e greu de generalizat, asta trebuie punctual. De asta zic, salvată de la ce? Că mai merită să stai acolo. Când îți dai seama că o relație este sortită eșecului? Există un reper sau un șir de evenimente? Stările pe care le ai. Cum te simți în relația asta? Când ești mai mult nefericit decât fericit. Când ești mai mult, hai să nu punem fericire. Când ești mai nesatisfăcut decât satisfăcut. Când te preocupă, când stai, te trezești dimineața, de exemplu, în dubiu, constant. Și în nemulțumire constantă. Când trebuie să te justifici sau trebuie să explici sau trebuie să ceri constant. E tot cu o statistică. Dacă din 30 de zile, să zicem cât are o lună, tu ești nefericit 25 de zile și doar 5, hai să zicem că e funcțional, probabil că nu că nu merită, nu poți să o salvezi. Diferențele sunt mult prea mari. Pentru că nu se schimbă oamenii. Probabil că ai citit și postarea aia cu schimbatul. Când se schimbă oamenii și ce se schimbă și dacă într-o relație poți să schimbi pe cineva. Nu poți să schimbi. Pentru că nu așa funcționează schimbarea, prin reproșuri, prin critică, prin explicații. Nu se schimbă. Oamenii dacă se schimbă prin suferință și iarăși schimbarea, ce înseamnă schimbare? Înseamnă evoluție. E prin efortul personal, dacă este o valoare pentru tine să evoluezi, să te schimbi. O valoare personală? Da, pentru că multe femei cred că prin cuvinte. I-am explicat, dar eu i-am explicat. Ne-am spus să nu mai i-am facă. I-am spus, dar i-am reproșat, dacă nu i-am explicat de 1000 de ori. I-am spus că mă deranjează și totuși face din nou și din nou aceeași greșeală. Femeile pun mult preț pe cuvinte sau, dar mi-a spus că mă iubește. Și după aia acțiunile lui nu-i arată și rămâne blocat în, da, dar a spus asta. Așa și... cuvinte și fapte. Care e diferența? De asta zic, cred că este o problemă la femeie, acest apetit pentru cuvinte. Știi? Și tinde să ignore faptele,
agățându-se de ceea ce îi se zice sau sperând că ceea ce zice ea este luat în serios. Știu, de la bărbați, de exemplu. Bine, se știe și în psihologia diferențele acestea bărbat-femeie. Nu știu dacă ai auzit de acea faimoasă cutie cu nimic pe care o au bărbații în cap. Adică, nu, expresia asta. Când dau, închid sonorul, efectiv, nu aud ce se întâmplă în jur. De aia, femeia poate să continue să vorbească și el nu aude. Se retrage în cutia cu nimic. De-aia bărbații și adorm mai repede decât femeile. Și acolo chiar este nimic? E liniște. E liniște. Și e ăla liniște. E un mecanism al lor unde se duc, nu știu, să reflecteze asupra faptelor. N-am vrut să se vezi, femeia proiectează. Păi da, femeia proiectează pentru că... Eu m-am dus direct cu așteptare. Crezi că ceea ce faci tu ar face și celălalt. Nu. Shutdown, pur și simplu. Nu mai aude, nu mai ascultă. O lasă să vorbească, o lasă să dea din gură. Efectiv, o lasă să dea din gură. Și femeile cred că dacă ele vorbesc și el aude că nu ascultă, aude doar, că el o să înțeleagă. Și ei pot să zic, pot să și zică, da, sigur. Da, de asta, ok, uite-te, și cum ajungem totuși să intrăm în această cutie cu nimic, cu ceva de-al nostru, ceva care merită dezbătut, cu ceva din ce avem noi nevoie. Te referi la femei sau la bărbați? La femei. La noi femeile să intrăm în cutia cu nimic a bărbaților. Aha, în cutia cu nimic a bărbaților. Cu ceva ce avem nevoie să fie rezolvat. Nicio șansă. Adică acel bărbat, dacă vrea să rezolve, stă și ascultă activ, dezbate cu tine. Cineva, adică trebuie să ajungă la un numitor comun. Cineva să convingă pe celălalt, ok, nu 100%, dar să facă niște pași, să ne întâlnim la mijloc. Deci, dacă bărbatul vrea să rezolve situația, o să stea la dezbatere, nu la ceartă. La dezbatere. Nu se va justifica. Ok, de ce ai crezut asta? Sau ce ai nevoie? Sau... Dar astea sunt... De-aia tot spun că trebuie amândoi să aibă valori comune. Dacă valoarea este debate-ul și autocunoașterea și poate greșesc, adică te ascult și pe tine, atunci o să stea la discuții. Dacă doar unul are dreptate, nu. Se pot ajusta valorile comune? Putem să ajungem din lucru cu noi să avem aceleași valori? Într-o relație? Nu. Astea ori sunt... E ca și cum... Uite, religie, ateism. Dacă unul crede în Dumnezeu și unul nu crede în Dumnezeu, nu e că unul din cei doi îl va convinge pe celălalt de ceva. E o valoare, de exemplu. Dumnezeu este o valoare. Nu discutăm adevărul sau realitatea acestei valori. Pentru un om care crede, Dumnezeu este o valoare. Nu îl va convinge pe cel care este ateu și nici ateu nu îl va convinge pe celălalt. Adevărul, să spui adevărul, de exemplu, este o valoare. Nu o să-l convingi pe un om care minte să spună adevărul. Adică să-l convingi să devină o valoare, că poți să-l prinzi cu minciuna, să-i arăți, asta e partea a doua, nu înseamnă că se va corecta. Pentru mulți oameni, să fii loial, să fii fidel, ce numim valori? Familie, de exemplu, stabilitate, adevăr. Și atunci, astea ori le ai, ori nu le ai. Cred că mai degrabă ar fi trebuit să te întreb dacă doi oameni care au valori total diferite se pot îndrăgosti. Nu. Nu. Pot fi atrași unul de altul, știi, pe principiul acela, contrariile se atrag, dar se și despart după ce se consumă atracția. Cel mai probabil e trauma bonding. Această cup de foudre, știi, îndrăgostiri din astea rapide, îți iau ochii, îți iau mințile, de fapt. Mințile. Și atunci te poți atrage pe, hai să dau un exemplu, pe faptul că tu ai ceva ce eu nu am curaj să aplic în viața mea. De exemplu, un om care este autodestructiv prin, să zicem, alcool, droguri versus un om care este în control asupra propriilor plăceri, nu este autodestructiv. Și unul va crede că îl va salva pe celălalt. A, complexul salvatorului. Da, dar crede, mai ales că cel care este autodestructiv își dorește de cel mai multe ori să se salveze. Și atunci, cei doi
în general, cred că femeile în cazul ăsta, bărbații sunt mai autodestructivi când vine vorba de alcool și de droguri decât femeile. Și atunci femeia îl crede, îi dă șanse, îl susține. Din păcate nu se rezolvă. Chiar dacă el declarativ își dorește lucrul ăsta. Și atunci, între cei doi, apropo de care ar fi valoarea, de exemplu aici, controlul, plăcere cu disciplină pe care ea o are. Valoare pe care el nu o are. Mm-hmm. Putem explica și de ce nu are, ce i s-a întâmplat, că și autodestructivitatea nu este că vin dintr-o familie funcțională, am avut o copilărie fericită și m-am trezit eu la 20 de ani să fiu autodestructiv, să mă drogez sau să beau alcool în neștire. Nu. Dar asta nu înseamnă că poți să-l salvezi pe celălalt. De asta spun că valoarea ori o ai, ori nu o ai. Dar dorința asta și așteptarea de la tine că ai putea să o faci, te poate face să crezi la un moment dat că este vorba despre iubire. Da, pentru că se creează. E iubire, mai ales că trăim și în această cultură, știi, în care iubirea, uite, din Biblie vine, nu? Iubirea salvează, iubirea iartă, iubirea îndură. Știi? Și atunci reperele astea, și acum iarăși că și femeia aia care este salvator vine dintr-o copilărie unde a văzut acest tip de iubire. Cineva a îndurat, a tolerat, a înghițit. Și atunci inconștient a rămas cu această valoare, cu această definiție a iubirii. De asta spuneam la începutul podcastului că iubirea e în funcție de ce iubire ai văzut acasă și cum ai fost iubit. După aceea intervin și aceste filtre sociale, definiții culturale sociale, dar cele mai importante sunt cele din familia ta. Și atunci femeia aceea va avea acest complex al salvatorului și va crede că prin iubire, dând ea mai mult, înțelegând, tolerând, explicând, luând-o de la capăt, îl va salva pe celălalt. Deci, de exemplu, controlul plăcerii ar trebui să fie o valoare comună. Nu se va putea, nu vor putea doi oameni, unul care este în exces și celălalt care este în control, să se potrivească. Vor ajunge la certuri. Spune-mi puțin despre cup de fudră. Ce ne spune psihologia despre... Ne spune ceva? Sau ne lasă pur și simplu să o trăim și să vedem cum se simte pe pielea noastră? Foarte frumoasă. Salvează mult timp. Nu? Într-un fel. Cred că e mai specifică la vârstele astea 16, 17, 18 până în 20 și ceva de ani, știi? Care de fapt este atracție foarte intensă. Dar ulterior, cu cât te cunoști mai bine și cu cât devii mai lucid și conștient de tine însuți, e mai greu să te îndrăgostești așa la prima vedere. Că la prima vedere ce este? Este o imagine pe care cu timpul înveți să o cântărești de două, trei ori. Imaginea e reală sau nu? Pentru că un om poate fi foarte carismatic, foarte bine împachetat să se prezinte într-un fel și să descoperi că nu este așa. Deci cup de fudră este în principiu dorință plus imaginație. Chiar m-a oprit pe stradă acum câteva zile un domn și mă întreabă, crezi în cup de fudră? Ești, pur și simplu m-a văzut, ești fix ceea ce am nevoie. Eu am făcut mișto, i-am zis, zic, da, sunt psiholog, cred că de asta e nevoie. Avea și el o vârstă la 40 ceva de ani, adică se vedea, zic, dacă tu la 40 ceva de ani crezi în cut de fudră, zic, ai și nimeni bine, zic, da, sunt ce ai nevoie, dar nu din punctul de vedere pe care îl crezi tu. Poate, idealist, romantic, bine, i-am... Am stat 2 minute de vorbă să-i explic niște lucruri. Două oprit pe cine nu trebuie. Dar crezi că acest cup de fudră nu se poate întâmpla și după 40 de ani? Nu știu, întreb. Pentru binele psihic. Înseamnă că poate să-ți placă foarte mult, că poate să te entuziasmeze cineva. De acord. Dar după 40 de ani se presupune și eu sper și le doresc oamenilor să fie mai...
rațional. Care este cuvinte, nu neapărat mai rațional, mai precauți cu privire și la propriile sentimente, propria atracție și la ceea ce transmit oamenii. Pentru că toată lumea are o poveste despre el însuși. Și acum depinde, uite, mă mai uit la reel-uri din astea cu make-up-ul. Sunt, cum știi, sintagma aia, satisfying, uh-huh. De tot văd, uh-huh. Doar că în capul meu, și ai văzut ce transformări incredibile face make-up-ul, câte, și mă gândesc, zic, noi femeile privim acest make-up și această transformare drept cochetărie feminină, dar practic este o mistificare. Practic, ne prezentăm altfel decât suntem, deci machiajul te poate transforma incredibil. Dar nu luăm în considerare că și bărbatul, dintr-o cochetărie masculină, se poate da altceva decât ceea ce este. Deci noi ne dăm altceva decât suntem prin toate aceste îmbunătățiri pe care ni le facem, dar nu ne gândim că și bărbatul ar putea să facă asta. Deci acel cut de fudră. Știu. Bărbatul poate să simtă mai mult cup de fudră, pentru că bărbatul este interesat în feminitate, iar feminitatea se vede. Pe când femeia trebuie să uite și la caracterul bărbatului, iar asta se descoperă în timp. Nu-l vezi pe el, caracterul, mm-hmm. care înseamnă valorile. Și atunci, cup de fudră, înțeleg bărbații să vadă o femeie și să zică, wow, m-am îndrăgostit. E atracția foarte puternică, de acord. Dar femeia trebuie să fie un pic mai sceptică. Nu total anti, dar să te uiți și să... Să rămână deschisă și curioasă. Să rămână deschisă, practic să vezi, e adevărat ce, cum se prezintă sau nu este adevărat. În timp ce povesteai, mi s-a deblocat o amintire. De vreo două săptămâni am în cap o piesă. Nu mi-amintesc exact artista... dar știu că versurile piesei, e o baladă, spuneau așa, îmi doresc tare mult să fii ceea ce îmi spui că ești. Îi cântă ea lui. Desigur, desigur. Asta rămâne dorința până la urmă. Da, și multe femei rămâne agățate de imaginea aceea primă pe care el i-a prezentat-o și pe care și ea și-a făcut-o, că aici e un joc, e un dans. El se poate prezenta altfel decât este el, ea poate să proiecteze propria ei dorință de a vedea în el anumite lucruri și atunci rămâne agățată de imaginea aia inițială și ignoră toate semnele, red flags, cum se numesc acum, sau faptele, acțiunile lui, pentru că nu vrea să accepte că ori s-a înșelat singură, ori el a mințit-o de la început. E foarte mare rezistența la a accepta că te-ai înșelat sau că ai fost înșelat de celălalt voluntar. Și atunci, de asta spun că femeia trebuie să asculte, să privească și să lucreze cu statistici ulterior. Practic să-l observe. Pentru că e o poveste pe care el ți-o spune și nu ai de unde să știi dacă e adevărat sau nu. Poate că e adevărat. De acord. E, și de asta îi spun eu, bine, e un paradox, o îndrăgostire lucidă. Mai lucidă, să ții sub control proiecția și atracția pe care o simți și dorința intensă de a găsi finalmente ceea ce cauți. Hai să ne întoarcem un pic la relație, ai pomenit despre red flags. Cum le-am traduce în română? Semnale. Semnale, că nu venea. Semnale, da. Despre semnalele astea care ne anunță că ceva nu este în regulă. Uite, din start îndrăgostirea asta teribilă de la început, love bombing, prea multă intensitate. De fapt, este în esență un red flag. Pentru că un bărbat care este corect, adică e congruent cu cel se prezintă, cu imaginea pe care o prezintă, știe că o femeie nu are cum să-l creadă de la început. O femeie care și ea este corectă sau, mă rog, a înțeles cum funcționează lucrurile. Și atunci va avea răbdare cu femeia, ca ea să se convingă că el este ceea ce este. Dar dacă el este foarte intens de la început și nu-i lasă spațiu, nu-i lasă timp, e un red flag. Vrea practic. Acum căsătorie, vrea să-i porți numele de mâine. Vrea, nu, din a doua noapte, îi face copii, o vede drept mama copiilor. Prea multă iubire, în ghilimele iubire, da, prea multe declarații de la început, ăsta este un red flag. Și invers de la femeie către bărbat?
Și invers, pentru că în realitate scrocheria asta sentimentală este de ambele părți. Diferența fiind că pentru bărbat, să zicem, faptul că femeia nu e atât de corectă cum se dă ca la început, el tot rămâne cu ceva, atâta timp cât relația sexuală s-a întâmplat, intimitatea. Adică cumva pentru el e un câștig. Sunt niște diferențe din astea, bărbat-femeie, astfel încât pentru bărbat este ok. La fel cum e tolerat, să zicem, că practic femeia cu ce ar putea să-l mintă. Chiar. Femeia cu ce ar putea să-l mintă? Păi cu poveștile pe care îi le spune. Deși sunt de acord cu ce ai spus tu, că scrocheria sentimentală poate fi de ambele părți, cred eu, și fără să-mi doresc să le iau piedestalul bărbaților, că noi tindem să fim un pic mai mândre în ceea ce privește minciunile pe care le spunem despre noi. Interesant. Parcă nu ne ducem atât de departe. Poate că și noi avem poveștile astea pe care le înfrumusețăm și poate că avem un talent al vorbirii și al vorbelor frumoase și poate că intuim ce ai nevoie tu să auzi. Femeile cred că se mint mai mult pe ele însele, de exemplu. Dar mi se pare că e mai puțin corect față de noi. Că ar putea tolera mai mult la un bărbat, de exemplu, se mint că ar putea tolera și atunci merg înainte cu relația, mai ales când dacă își doresc familie și copil, cred că cu orice preț. Sunt foarte multe femei, în funcție de, evident, vârstă, până la 30 de ani, autenticitatea primează, pentru că ca femeie ești în gloria ta, ca valoare pe piața asta a atractivității. Dar dacă nu ai întâlnit ceea ce, să zicem, este pasiunea ta supremă până la 30 de ani, după care între 30 și 40 de ani cam trebuie să faci un compromis, știi? Și atunci femeia se poate minți pe ea însăși că ar fi ok cu acel bărbat, face copilul, de exemplu, și după aceea, adică care era de fapt scopul ei, și după aceea începe cu reproșurile sau dintr-o dată are puterea. Și femeile au perversitatea lor. Odată ce au copilul sau copiii, știu că au puterea asupra bărbatului. Pentru că au ceva ce cam toată lumea știe, copiii rămân cu mama. Și atunci ori sexualitatea lor nu mai este prezentă în relație, pentru că ea și-a satisfăcut planul. Gata, și-a făcut familia, are copiii și atunci am văzut și astfel de cazuri. Își schimbă personalitatea. De fapt, devine mai directă cu ce tolerează și ce nu tolerează. Da. Și sunt și bărbați care sunt prinși în capcana asta. Mi se pare că are un avantaj direct și, din păcate, foarte multe dintre relații merg pe principiul ăsta și consideră că un copil ar putea să le schimbe traiectoria într-una mai bună. Nu, îi desparte, de fapt. Un copil nu apropie oamenii, îi accentuează diferențele dintre cei doi. Pentru că în copil amândoi vor să-și pună valorile și atunci începe lupta dintre cei doi dacă nu au valori asemănătoare. Și e foarte multă muncă, foarte multă responsabilitate, deci dacă nu știm, ești practic extrem de obosit tot timpul, cel puțin în primii ani de viață ai copilului, când are nevoie de îngrijire maximă. Și atunci, cu cât ești mai obosit, cu atât îți cade toleranța la foarte multe lucruri. Ești nedormit. Majoritatea timpului ești nedormit. Și atunci, dacă nu exista din start o potrivire și o asemănare foarte mare între cei doi, de-aia asta multe cupluri se despart în primii 5 ani de viață ai copilului, pentru că explodează tot ceea ce a fost băgat sub preș între cei doi. Diferențele dintre cei doi, fiecare spărând că poate merge și așa. Dacă am vorbit despre semnale care ne indică faptul că relația nu este neapărat una sănătoasă pentru noi, hai să vorbim și despre indiciile care ne arată că suntem acolo unde trebuie și că am dat în sfârșit de omul potrivit. Respect și atenție, aș spune. Astea sunt niște valori de bază pentru a te simți iubit. Atenția ce înseamnă? Te ascult, îți știu nevoile, ți le anticipez, am grijă de ele. Asta înseamnă atenție. Respect, iarăși,
îți respect limitele. De fapt, majoritatea oamenilor se simt respectați când sunt văzuți, înțeleși și celălalt are grijă de nevoile tale. Deci, ăsta e, cred că, indiciu unei relații sănătoase. Și nu ești tot timpul în dubiu. Vis-a-vis de mă iubește, nu mă iubește, bă, dar de ce face asta, dar mă înșeală, nu mă înșeală. Practic dispare acest zgomot de fond mental. Dubiu și te simți susținut și iarăși devii constructiv în viața ta, pentru că dacă nu-ți mănâncă timpul dubiul ăsta relațional, tu ai timp să crești, să investești în tine, să evoluezi profesional, business. A, te practic, dezvolți. Dacă stai tot timpul să te gândești dacă te iubește sau nu, nu-ți mai rămâne suficient timp să iubești. Și să iubești, dar de asta zic, acest dubiu și acest frământat și certuri continue sau justificări, indecizie, atunci te consumă, îți consumă foarte mult spațiu mental. Pentru că stai în această dilemă, să rămân, să plec, ce să fac, ori să-l controlez sau ori să mă justific, să mă apăr, și atunci automat energia ta mentală se duce acolo, în loc să ai liniște și pace astfel încât să te dedici scopurilor tale. Deci ăsta este un indiciu sănătos. Ai timp și energie și chef să evoluezi. Care sunt motivele pentru care doi oameni se deconectează, deși au în spate un trecut amoros al iubirii lor foarte, foarte bun, foarte solid? Obișnuința și rutina, cuvântul ăsta rutină sună, e o rutină, totul este o rutină, dar trebuie să devină o rutină a aprecierii. Practic toate cuplurile se plâng când ajung la certuri că nu sunt apreciați, nu-și fac complimente, de fapt. Asta ar trebui menținut un pic de seducție, cum este la început, practic, când cei doi se cunosc. Se complimentează foarte mult unul pe celălalt. Se citește mulțumirea, ori în gesturi, ori în atitudine și în cuvinte, unul față de celălalt. Își fac declarații. Și după aceea trece timpul, și e acea obișnuință, știu că celălalt mă iubește, știu, da, știi că te iubesc, am auzit-o de multe ori, e la modul, știi doar, de ce să-ți spun, sau știi că ești frumoasă, știi că ești deștept, știi că mă bucur de ceea ce mi oferi, la ce să-ți mai zic, că știi. Și e această lipsă de apreciere și de validare și de aceea devenim după aceea vulnerabili în termen de a deschide ochii față de altcineva din afara relației care te vede din nou, te apreciază și te complimentează. Și așa se întâmplă aventurile, să zicem. Deci ai nevoie să fii văzut din nou și din nou ca și cum ar fi prima dată. Da, dar pentru că într-o relație pe termen lung asta nu este chiar atât de funcțional, dar să se păstreze acest văzut care este prin ești frumoasă sau mulțumesc iubitul meu pentru asta. Practic, aceste aprecieri și aceste validări să ni le dăm reciproc. Complimente. Uite, nu-ți face ziua frumoasă când te întâlnești cu cineva și spune ce bine îți stă rochia asta, ce frumos te-ai machiat. Sigur, dar și la semafor, când îmi zâmbește cineva, îmi schimbă cu totul și cu totul starea. Știi că acum, ca o paranteză, de multe ori oamenii mă privesc și îmi spun, Doamne, dar tu zâmbești tot timpul, sigur este ceva în neregulă cu tine, ești disociată sau ești falsă sau trăiești într-o lume a ta. Zic, tu poți să crezi ce vrei tu despre viața pe care o duc, dar spune-mi, când te întâmpin dimineața cu un zâmbet pe buze, nu e așa că îți dau o stare, chiar și un motiv de a povesti mai departe cam cum o duc eu, știi? Da. Pentru că, și iată un subiect pe care aș vrea să-l dezbat cu tine, cum se face că dacă întreb pe cineva care este scopul tău în viață, ce vrei tu să faci tu cu tine, nu ar ști să-ți spună, nu ar ști să-ți dea un răspuns. Dar dacă îl întrebi, ce părere ai despre ăștia nu se înțeleg, nu se iubesc, se ceartă tot timpul, las că știu eu. De ce avem impresia că știm mai bine
despre ceilalți decât despre noi? Pentru că acesta este jocul social, un fel de evaluare a celorlalți. Asta este inconștientă. Jucăm jocuri de putere socială sub formă de statut social. Îi analizăm pe ceilalți ca să ne dăm seama unde ne poziționăm față de ei, mai sus sau mai jos. Și atunci preferăm să-i vedem pe ceilalți drept mai jos decât noi, pentru că e mai util pentru imaginea de sine să crezi că ție ți este mai bine sau că ești superior. Asta, de fapt, este și cauza bârfei. Bârfa a evoluat. E un mecanism evolutiv prin care îi analizăm pe ceilalți astfel încât să-i și corectăm, pentru că contează, pentru foarte mulți oameni, contează imaginea pe care o ai. Și bârfim pe ceilalți și ca să ne situăm locul nostru vis-a-vis de ceilalți, pentru că bârfa ce înseamnă? Uite cu tărică cum e, uite, adică e pe negativ. Deci te și situezi tu moral unde trebuie, cât și îl ostracizezi pe celălalt. Mă rog, asta funcționa mai pe vremea când eram noi triburi, pentru că să fii văzut drept incorrect, infidel, era eliminat din trib și era foarte greu să supraviețuiești de unul singur. Dar acum, uite, ai văzut și social media ce a creat, atâta imagine. Și o falsă speranță că oricând poți să găsești pe cineva mai bun. Da, sau că uite cu tărică ei sunt fericiți, pentru că lumea nu o să spună pe Facebook sau pe Instagram, ok, am pus poze de la Crăciun, dar noi în realitate nu mai avem intimitate, mă înșeală sau... M-a făcut să plâng în seara asta, dar punem poza cu familia de Crăciun pentru că să vadă ceilalți cât de bine mi este mie. Cât de mult dăunează faptul că ne comparăm relația noastră cu relațiile altora? Uite ei, uite el, iar i-a adus flori, uite ea, iar s-a îmbrăcat în rochiță față de tine care ești tot timpul în pantaloni. Păi asta, deci când te compară partenerul tău cu alte persoane, practic. Și asta, dar și relațiile. Uite, ei reușesc să petreacă timp de calitate, să meargă în 3 vacanțe pe an. Noi nu reușim. Dar în general noi vedem o imagine. Noi nu știm ce este în spate, în spatele acelei relații. Tocmai ce spuneam, oamenii proiectează o imagine și este normal. Toți o facem. Și tu o faci, și eu o fac. Este normal. Nu o să ne spunem problemele, frustrările, tristețile, nu o să le afișăm. Astea sunt în particular cu psihologul, cu duhovnicul, cu cel mai bun prieten sau cea mai bună prietenă dacă ai. Nu o să vorbim despre ce tolerăm sau ce ne doare în public. E o imagine pe care o afișăm. E greșit să te uiți la ceilalți, să iei imaginea aia drept un reper și după aceea să îți critici prin prisma că uite cu tărică cum sunt. Nu. Dacă ai ceva de criticat, critică ce ți se întâmplă ție fără să te gândești la ce se întâmplă. Fără să te gândești că uite Xulescu cum este. Bine, de multe ori de fapt oamenii se folosesc de un exemplu din exterior ca să reproșeze ceea ce oricum îi nemulțumea și dacă nu ar fi avut exemplul ăsta. Deci nu neapărat... Deci noi nu ne certăm nu neapărat că punctual. Eu cu iubitul meu sunt super fericită, dar am văzut la cutărică nu știu ce și m-a pus să-i reproșez, știi tu de fapt, nu. Deci cearta nu e niciodată punctuală pe ceva ce s-a întâmplat acum. Reproșul nu este acum, că s-a întâmplat în seara asta, să vii tu mai târziu de la serviciu. Depinde dacă este o chestie recurentă, depinde ce alte nemulțumiri, că în general avem niște nemulțumiri mai de bază, care ori nu pot fi schimbate, ori am încercat și nu se schimbă, ori ne simțim jenați să le comunicăm și atunci ne legăm de alte chestii superficiale pe care celălalt le face. Știi? Și atunci reproșăm chestii din astea minore, ai întârziat, ai făcut aia, ai făcut aia, când de fapt am niște nemulțumiri de bază, care de obicei țin de intimitatea erotică, de atenția pe care o primesc, de sprijinul material sau social pe care îl primesc de la partener. Și atunci ori mi este jenă să vorbesc despre lucruri intime
Și atunci o să înceapă să mă enerveze sau să pot reproșa ceea ce se poate reproșa. Că întârzi, că ești dezordonat, că aia, că aia. Poate dacă, de exemplu, ai fi mai satisfăcut în intimitate sau te-ai simți mai susținut din ce punct de vedere îți dorești, material, social, financiar, da, cam astea sunt, atunci nu ai mai reproșa lucrurile astea. Știi, ai văzut, cred că ai văzut și tu reel-urile alea pe Instagram când intră ea în dormitor și îl găsește cu alta, dar își aduce aminte că iubitul ei este miliardar și le urează o după-amiază plăcută. Sau când, tot felul de, știi, care da. Spun niște adevăruri care nu prea se zic, dar într-o formă din asta amuzantă. Sau el care îi lasă un bilet ei, iubita mea, sunt cu băieții la bere în seara asta, nu mă aștepta, și ea citește, începe să se înfurie, dar după care deschide foaia și vede că sunt 1000 de euro acolo. Zice, ah, da, stai, că avea și el nevoie, iubitul, de o bere în seara asta. Deci, de asta zic, eu... un echilibru între ceea ce primim pe nevoile de bază, astfel încât să fim toleranți pe niște chestii din astea superficiale. Dar dacă nevoile de bază nu sunt îndeplinite, atunci ne vom lega de toate detaliile astea. Că nu ești ordonat, că nu mă suni, că vii târziu, că... că nu știi care e prăjitura mea preferată și alte lucruri din astea pe care le putem rezolva și din mers. Care ar fi nevoile de bază dintr-o relație sănătoasă? Și încă o întrebare care cred eu că ar putea veni în continuarea răspunsului tău, dar pe care ți-o adresez de acum. Ce ar fi de neiertat într-o relație? Atât din ambele puncte de vedere, și al bărbatului și al femeii. De neiertat consider trădarea, lipsa de loialitate. Nu neapărat înșelatul. Aici ai cu dus și întors. Iarăși trebuie să negociate, pentru că e o ierarhie a nevoilor și a ceea ce putem tolera într-o relație. Loialitatea este diferită. Să simți că celălalt te susține și te susține să înflorești, să construiești, să-ți fie bine. Deci trădarea, aș numi-o. Acum, cum spuneam, fiecare trebuie să negocieze cu el însuși dacă ceea ce primesc este suficient de important, astfel încât să tolerez niște mici minciuni. Sunt minciuni și minciuni. Sunt minciuni albe, sunt minciuni grave. White lies. Adică te-a mințit că, nu știu, am ajuns târziu în seara asta pentru că știam că o să te enervezi dacă afli că am ieșit cu X și am vorbit. Și am preferat să spun că am o ședință. Da, am preferat să spun că o ședință. Dar dacă afli că te-am mințit pentru că m-am dus și te-am înșelat cu prietena ta bună, asta e o altfel de minciună. Și asta deja este trădare? Asta este trădare, da. Deci, nevoile fundamentale, prima parte a întrebării, nevoile fundamentale într-o relație sunt, cum am spus și mai înainte, nevoia asta de atenție, de respect și sentimentul că sunteți o echipă. Vă susțineți reciproc. Pentru că asta, dacă sunteți o echipă, indiferent, de exemplu, dacă doi oameni divorțează și au copii, de asta zic, divorțul nu este o problemă atât de mare. Nu zic, la modul ideal, ar fi frumos părinții să se iubească, să rămână împreună. Nu e nicio bucurie, de fapt asta. Dar dacă cei doi se despart și nu sunt în război unul cu celălalt, nu se manipulează și șantajează reciproc prin copii, copiii nu pierd, nu sunt afectați. Pentru copii, ce contează în cazul divorțului este să aibă în continuare iubirea tatălui, să aibă în continuare iubirea mamei și prezența lor. Dar dacă cei doi divorțează și se șicanează și se răfuiesc între ei prin copii, da, atunci afectează. Uite, este ceva ce eu nu pot să înțeleg, nu pot să cuprind cu mintea și sper nici să nu am vreodată ocazia să-mi explic pe pielea mea de ce doi oameni care s-au iubit și care au reușit să facă o familie, un copil, o relație la un moment dat, ajung să se urască aproape.
Nu cred, cunoști tu cazuri de oameni care s-au iubit, o să spunem acum cu adevărat, nimeni nu poate să știe. N-avem ce a de fost unde acolo. Să știm, doar dar privind, știi, eu cred că adevărat. Nu a fost, pentru că de la iubire la ură, e o cale foarte mare, iar asta înseamnă, de obicei se întâmplă în cazul unei relații extrem de toxice, se poate trece de la iubire la ură, care și ura e tot o formă de relație, practic, să detești pe cineva, să fie atât de furios, e disfuncțional. Pentru că ori ai fost mințit, ori ai descoperit că iubirea aceea a fost rezultatul unei minciuni, practic, și atunci îl urăști pe celălalt pentru ceea ce ți-a făcut, că ți-a jefuit sufletul într-un fel. Dar o familie, că dacă vorbim de familie, vorbim de copii, doi oameni care s-au iubit și ajung să se urască, ori s-au mințit, unul a mințit foarte mult. De aceea se ajunge la, posibil să se ajungă la ură, pentru că unul dintre ei descoperă că de fapt a fost mințit o lungă perioadă de timp. A, deci cel rănit urăște. Cel rănit urăște. Și cel care pierde. Am văzut cazuri, într-adevăr, dar se ajunge treptat, ce puțin dacă se duc la terapie. Pentru că după aceea am văzut cum folosesc copiii ca și modalitate de răzbunare unul împotriva celuilalt. De exemplu, uite, a fost o doamnă care și înșela soțul de ani de zile și aveau doi copii. Și la un moment dat el a realizat lucrul ăsta că este înșelat. Și ea a fost atât de radicală, să-i spunem, încât a vrut să îl decadă și din drepturi parentale, ceea ce nu era corect, de exemplu. Asta e un fenomen, e ipocrizie. Ea a fost prinsă de fapt că ea înșela, ea era vinovată și a vrut să-și spele imaginea atât de mult încât să semnalizeze celorlalți prin această decădere a lui din drepturi parentale, cu care, de exemplu, eu nu am fost de acord și l-am îndrumat pe el într-o să scoată un raport psihologic ca să demonstreze că el este, practic, el poate să fie tată în continuare, chiar dacă divorțează. Dar, de exemplu, uite, vezi, este un fenomen de ciudat de ură. Tot cel care trădează, el după aceea se manifestă cu ură în fața celui care l-a prins cu minciuna, dând totuși, totodată vina pe el. Sau vrând să-l scos pe celălalt total disfuncțional. În loc să te fi despărțit, poate la timp de el, nu, a preferat doamna, de exemplu, să păstreze și imaginea socială de femeie măritată, casă, da? Și după aceea când a fost prinsă, a fost atât de furioasă că nu i-a funcționat imaginea asta, încât a vrut să le execute efectiv total pe el. Asta e un caz. Probabil a fost o lovitură în orgoliu pentru ea și fix despre asta vreau să vorbim acum. Despre orgoliul în relații. Și cum se face că câteodată vine mai presus de iubire? La cei pentru care orgoliu este o valoare superioară. În general, cei care au o doză mai mare de narcisism. Nu vorbim de... Bine, există tulburarea de personalitate narcisist, care este imposibil de schimbat, personalitatea nu se schimbă, și există persoane orgolioase care sunt mai pline de ele, de exemplu, care au accente de narcisist, dar nu e tulburare de personalitate. Dacă orgoliu e atât de mare, atunci orgoliu și dragostea nu prea fac casă bună, pentru că înseamnă să lași de la tine o relație. Ce înseamnă? Să lași de la tine, să faci de dragul celuilalt, să-l asculți, să dezbați. Dacă ești orgolios, ce înseamnă să fii orgolios? Să vrei să ai dreptate, cu orice preț, chiar dacă n-ai dreptate. Și se întâmplă asta. Sau să vrei, nu, orgoliu ce vrea? Să fiu văzut, să fiu deștept, corect, integru. Și dacă celălalt îmi semnalizează că nu este așa, păi atunci neg. Și normal că celălalt e în conflict și cu el însuși și cu tine. Deci orgoliu și iubirea nu prea merg împreună. Nu fac casă bună. Păi nu, că iubirea, tocmai asta înseamnă învingerea orgoliului.
să lași de la tine, de dragul tău, pentru că te iubesc, pentru că am nevoie de tine. Și sunt chestii că de-aia, într-o relație de iubire, faci pentru celălalt ce n-ai face pentru nimeni altcineva, nu? Da. Spui poezii, scrii poezii. Îți schimbi viața, îți schimbi personalitatea. Personalitatea nu. Personalitatea nu. Personalitatea nu se schimbă. Nu, personalitatea nu se schimbă. Și vorbim iarăși, ajungem la întrebarea pe care o avem din totdeauna. Se schimbă oamenii din iubire? Nu. Dar pentru iubire. Tot insist. Pentru iubirea de sine. Nu, și îmi pare rău că distrug corola de minune a lumii, pentru că toată cultura, mă rog, în ultimii ani văd că a început o demitizare a acestei iubiri. Bine, muzica e acolo. Muzica trebuie să dea glas multor aspirații, cât și disperări pe care le avem. Dar asta era, că oamenii se schimbă din iubire sau pentru iubire, e un romantism din ăsta de suet. În ultimul timp, la câtă psihologie este și câtă experiență și cât de mult oamenii se exprimă, deja văd că oamenii pricep din ce în ce mai mult, că nu ne schimbăm fundamental sau nu ne schimbăm pe termen lung. De asta zic, acel cup de foudre, acea îndrăgostire, da, te poate face să ieși din tine însuți, să fii prezent, să faci lucruri, pentru că ești în obsesia aia. De aia zic să ai răbdare 2 luni. Când 2 luni? Da, cam 2 luni. Mai mult de 2 luni nu se poate preface nimeni. Bine, eu în realitate zic 2 săptămâni, dar extind la 2 luni pentru... Că nu toți avem abilitățile de psiholog. Și asta, dar poți întâlni și cazuri extreme de oameni care se prefac foarte mult. Sunteți croși de meserie. Și atunci se pot preface foarte mult. Dar în realitate, dacă ești atent, fix să corelezi cuvintele cu faptele. Mm-hmm. De asta zic, red flag-urile, astea sunt. Ce ți se zice nu este conform cu realitatea. Dar fii atent, întrebare. Cum facem noi diferența între semnalele de tip red flag, da, și proiecțiile noastre pe care le punem asupra omului din fața noastră? Păi, în general, proiectăm chestii pozitive, nu proiectăm chestii negative. În faza de îndrăgostire? În faza de îndrăgostire proiectăm chestii pozitive, adică cum mi-aș dori de fapt să fie el sau ea, și atunci vedem în celălalt drept arhetipul ăsta primordial de iubire. Idealizarea. Idealizarea. Dar să proiectăm lucruri negative nu se întâmplă, decât dacă ce poate fi proiectat este gelozia, de exemplu, excesivă, neîncrederea, care este iarăși un apanaj special al tulburării de personalitate borderline, care este o traumă de atașament și ești foarte nesigur de celălalt și atunci vezi peste tot pericole că ai putea să-l pierzi și atunci proiectezi gelozie, de exemplu. Femeile, în general, suferă mai mult de borderline decât bărbați și asta este cel mai primul indicator, gelozia excesivă, irațională. Dar dacă eu proiectez pe tine bagajul emoțional al fostei relații dintr-o frică pe care o am, nu vreau să mai fiu rănit sau rănită și atunci văd în tine doar acele părți negative care mă fac să mă deconectez de tine, nu să mă conectez. Cred că e un pic de... E un pic de basm mm-hmm. aici, știi? General, cred că este o altfel de proiecție aici a unor lucruri care, de fapt, eu nu le ofer în relație și dau vina pe experiențele trecute, că de-aia nu mai fac eu lucrurile astea sau de-aia văd în tine lucrurile astea pentru că am fost rănit în trecut. Pentru că orice om normal nu generalizează o experiență sau două, nu? E ca și cum am cunoscut 2 oameni în viața mea, toți sunt la fel. Nu, deci o eroare de logică să deci faci asta. Deci nu ești tu in flame, ci doar ești un partener toxic. Da, posibil. Eu știu că oamenii justifică foarte mult și ceea ce fac și ceea ce nu fac, dând vina ori pe trecutul lor, ori pe celălalt. E o justificare din asta, pentru că nu pot să accepte ori că nu sunt așa cum s-au prezentat, ori că celălalt nu este așa cum s-a prezentat. Ori că s-au înșelat.
că s-au înșelat individual sau împreună. Și atunci se agață de începutul ăla sau de iluzia aia sau de nevoia, pentru că avem nevoie de multe ori să găsim ceea ce ne trebuie. Și în încercarea de a explica orice ni se întâmplă, putem să construim oricând un basm. Pare experimentată. Da, par citită. Cititul nu este suficient. Bine, de obicei citim după ce am trăit niște lucruri ca să ni le explicăm ceea ce ni s-a întâmplat și de-abia atunci au valoare adevărată de cunoaștere. Mie îmi place să-i spun filozofie pășită prin viață, știi? La un moment dat poate am să și scriu o carte cu titlul ăsta, filozofie învățată pas cu pas. Iată că am schimbat trebuie trăită. Uite, și eu am niște certitudini, de exemplu, pentru că sunt trăite. Nu este că le-am citit. Eu în realitate n-am crezut nimic ce scrie în cărți, pentru că, mă rog, m-am crezut și eu mai deșteaptă sau că pot eu sau că nu este așa. Am avut și eu curiozitate să văd dacă chiar așa este și am testat foarte multe lucruri din psihologie. Știi că asta mă obligă acum față de mine să te întreb, de unde setea asta de cunoaștere la tine? De unde pasiunea și iubirea pentru psihologie și pentru filozofie? Dintr-o nevoie disperată de a înțelege ceea ce mi se întâmplă de când sunt mică. Pentru că m-am confruntat cu suferința extremă. În copilărie am fost adoptată la vârsta de 5 ani și a fost o traumă profundă. Și atunci am avut o nevoie foarte mare de a înțelege răul care mi se întâmpla. Și pentru că am avut totuși un mediu propice, am crescut într-un mediu intelectual, am avut acces la literatură de foarte bună calitate, am putut să dau de psihanaliză la 15 ani. Pentru că, de asta zic, trebuie să ai și în jur modalitățile de accesul la cunoașterea corectă ca să poți să-ți explici lucrurile. De asta, eu știu cel mai bine, suferința te face să spui întrebări. Am vrut să înțeleg eu acest bine-rău și o să-l observ la oamenii care au suferit de mici, pentru că ei caută să înțeleagă, plus după aceea accesul la resursele educative, ei vor ajunge la înțelegeri mai devreme. Pe de asta zic, dacă am început la 15 ani să tot caut că treci prin iluzii, nu este că la 15 ani am descoperit, am înțeles eu tot. A fost începutul, am început cu Freud, care Freud, ok, a avut dreptate în anumite lucruri, după aceea religie, spiritualitate, placebo, nocebo, am trăit toate, practic toate zonele care promiteau explicații pentru bine, rău. Și atunci de asta a plecat. N-aș putea să zic că a fost o... Am avut o copilărie fericită și m-am apucat eu să citesc Freud la 15 ani. Nu. Vine dintr-o nevoie de a-ți explica ceea ce ți se întâmplă. Nu vine să cred că aud asta. Știu. De la tine. Pentru că nu am vorbit despre asta. Niciodată n-ai vorbit. Nu. Pentru că n-am vrut să fie povestea mea în tot ceea ce am scris. Dar probabil la un moment dat o să explic cum s-au întâmplat lucrurile. Bănuiam la cum te cunosc și la nivelul conversațional și la profunzimea discuțiilor pe care le-am avut dintotdeauna cu tine și la răspunsurile atât de pragmatice, dar cumva blânde pe care mi le-ai dat de-a lungul timpului, bănuiam că există ceva foarte profund. Dar nu m-am gândit niciodată că cunoașterea ta vine dintr-o suferință a unei fetițe până la urmă, care acum, iată, este această femeie cu care am norocul să stau la masa asta și să ne explice fascinanta lumea relațiilor fără ocolișuri, pentru că eu ador dulcegăriile, tu știi asta despre mine, că eu ador basmul, ador să colorez adevărul și îmi place. Am niște ochelari foarte roz pe care mi-i pun întotdeauna pe față, dar cu toate astea am și o latură foarte pragmatică. O să-mi vingă. Pragmatism, dar de fapt asta e, uite, e și citatul ăla, dacă la 20 de ani ești liberal, înseamnă că nu ai inimă, dacă la 40 de ani nu devii conservator, înseamnă că nu ai minte. De asta zic, este și un apanaj al vârstei. Am fost și eu extrem de romantică și idealistă, perfect explicabil, având în vedere trauma totală emoțională, am dezvoltat și o nevoie și o dorință și o necesitate de o iubire
din aia. Mm-hmm. Dar faptul că am avut acest tot timpul această metodă a cunoașterii și știind că acolo găsesc răspunsuri, m-a făcut să demitizez foarte mult și această căutare și toate iluziile pe care ți le aduce căutarea asta. Da, probabil tu, de fapt, tu demitizezi pentru că ai o misiune. Eu vreau să rămân așa, conștientă fiind, adică eu îmi doresc să rămân așa. Eu cu misiunea asta și tu cu ochelari da, roz. Da, deci eu conștient aleg să rămân această idealistă romantică care privește viața ca un basm. Eu aleg conștient în fiecare este zi. Este un... Deci îmi face bine. Voi urmări cu interes, Emma. Evoluția, nu? Să văd basmul. Bine, e un basm, noi întreținem basme conștient, inconștient, și speranța e un basm până la urmă și este necesară. Trebuie să avem o doză de speranță, pentru că altfel te-a dracu fără speranță. E utilă din punct de vedere psihologic să crezi că binele învinge, că iubirea învinge, dar trebuie să fii și realist. Adică cumva e un soi de optimism rațional, nu delusional, nu... Mm-hmm. Crede, dar și cercetează. Iată, cumva. Asta, middle way. Sau să ai și backup plan. Să ai o zonă de stabilitate. Știi, ca și cum sper că te îmbogățești doar dacă câștigi la loto. Eu zic să te duci la servici și să joci și la loto. Că... Eu sper să mă îmbogățesc iubind. Să mă îmbogățesc spiritual. Spune-mi, Sophie, ce facem cu frica de a iubi? Există? O perioadă din timp am crezut și eu, da, nu, ea există. E, pentru că a iubi înseamnă a fi vulnerabil și a pierde controlul. Iar orgolioșii, cei pentru care orgoliu este o valoare mai mare decât orice, le va fi frică să iubească pentru că asta înseamnă să fie vulnerabil și să pierdă controlul. Și atunci... vor alege orgoliu în detrimentul iubirii și noi vom interpreta din exterior că este frica de a iubi. Nu, este de fapt dorința de a avea control, de a controla relația și ceea ce simți tu și ceea ce simte celălalt pentru tine și atunci o să-ți fie frică de a fi vulnerabil și de a lăsa de la tine. Și cât ne costă frica asta? Unii costă un destin. M-am reîntâlnit cu cineva după 13 ani, 13 ani în care m-a evitat. Și a fost, îi spuneam niște lucruri, m-a evitat în tot timpul ăsta, dar a fost o relație extraordinară între noi și din cauza orgoliului ne-am despărțit, din cauza orgoliului lui. Indiferent cât am încercat eu, indiferent cât am revenit, cât am lăsat, cât nu s-a schimbat nimic. Și ne-am reîntâlnit chiar acum un an de zile. Am fost și uimită, zic, dar ce ai pățit? Zic, parcă... Și după ce ne-am văzut, a fost ca pe vremuri, nu se schimbase nimic, chimia era aceeași, dar mi-a spus după aceea că îi pare rău pentru noi. Și am dat un screenshot din e-mail-urile noastre pe care le trimiteam acum ani de zile, în care îi prezisesem fix, o să se ajungă, o să treacă timpul, o să se întâmple asta, o să regreți. Eu nu vreau să am dreptate. Dar și mi-a spus, nu o să se însoare niciodată, a fost, adică a recunoscut foarte multe lucruri și a ales orgolul și l-alege în continuare. De exemplu, destin. Și sunt multe, deci asta este un exemplu personal, dar sunt foarte multe. Majoritatea, aș spune, majoritatea oamenilor nu se căsătoresc cu iubirea vieții. Potrivă. Se despart și după aceea fiecare să se repare, ori să-l pedepsească pe celălalt, se căsătoresc, fac și un copil. Lasă-l să mă aștepte, lasă că fac 2-3 copii să mă aștepte, să-l țin pe jar. Asta ca o... De asta zic că orgoliul nu poate fi schimbat, nu poate fi, poate fi doar justificat, dar pentru că pentru persoana respectivă orgoliul e atât de important, adică dragostea de sine asta patologică excesivă, încât e mai fericit cu orgoliul decât cu iubirea.
De asta zic că, vezi, pentru tine, care ești empatică, care ești, ai valoarea asta, pentru tine iubirea este ceva atât de extraordinar și se pare ireal că cineva ar putea prefera orgoliu în detrimentul iubirii. Nu, eu pot impune celuilalt. Și de-aia ți se pare greu de crezut că celălalt poate să aleagă orgoliu și nu iubirea. Cum știi că ai întâlnit iubirea vieții tale? Depinde de vârstă. La 20 de ani, cam toate iubirile, până în 20 de ani, sau, mă rog, în jurul vârstei, ți se pare că iubirea vieții, aia e. Ai mai multe vieți la 20 de ani. Mai ascult pe ăștia mici de 16, 17, 18, 19 ani, iubirea vieții. Eu stau și ascult și mă gândesc, zic, Doamne, ce mă așteaptă. Și le dai dreptate pentru că știi că e viața că e lor. E real, e autentic și e sfârșitul lumii dacă se întâmplă și oh my God, e... Da, e frumos. Deci care era întrebarea, cum știi când ai întâlnit iubirea vieții? Păi cum ziceam, depinde de ce vârstă ai, trebuie să o și întâlnești. Ea există cu siguranță, dar e ca o loterie. Poți să o întâlnești în timp util sau nu. Nevoia de relație tot există acolo. Și vei sta într-o relație sau vei face familie cu cineva care nu este neapărat iubirea vieții. Că nu o întâlnești în timp sau nu-ți dai util. Seama că ai întâlnit-o. Atunci, pe moment când o întâlnești, poate trebuie să treacă niște ani. Și vezi mulți atunci... Mulți își dau seama, de acord, așa este. Sunt mulți care regretă că ar fi trebuit să trăiesc mai autentic, ar fi trebuit să am curajul, ar fi trebuit să... Dar frica i-a oprit. Și alte considerente și alte interese. Și atunci, de asta zic că e un joc... Din asta, dacă ai noroc, cum spuneam, vei fi fericit. Dacă nu, o să înveți multă psihologie. Ca să-ți justifice cecul. Și să înțelegi, pentru că totuși ajută foarte mult să înțelegi de ce. E foarte greu haosul, necunoscutul, te dopoară. Dacă înțelegi ecuația, de exemplu, pe mine m-a făcut funcțională. Dacă nu aș fi înțeles de ce mi se întâmplă, ce mi se întâmplă. Dar a cui e vina? A tuturor și a nimănui, de exact, exemplu. Exact, a tuturor sunt și lucruri... Mi-a adus o formă de control. Știu de ce. Știi? Și de asta să înțelegi e util. Chiar și să înțelegi eșecul. De ce? Sau ratarea. Sau chiar e real și după aia să ți le și interpretezi corect. După aia să înțelegi, de exemplu, ce șanse aveam să fiu cu iubirea vieții. Majoritatea oamenilor sunt cu iubirea vieții în relații, adică să spui niște întrebări din asta, de statistică pe planeta asta. Ce se întâmplă? Evident că tu când începi în viață crezi că tu o să reușești, toți trebuie să credem asta. E la fel că dacă te uiți pe statistica căsătoriei versus divorț, 60-70% eșuează, iar din aia 30% care rămân căsătoriți, majoritatea sunt nefericiți, nu-și permit să divorțeze. Și totuși vom continua să ne căsătorim și să credem că nouă ne reușește. Pentru că altfel dacă s-ar da, uite, un business, da? Care are rată de eșec de 70%. Îl începi? Păi, nu? Cum îl începi? Când știi din start 70% din business-uri vor eșua. Te bagi în afacerea aia? Nu. Mă rog, câțiva idealiști, romantici, aroganți, whatever. E, când vine vorba de iubire, familie, copii, toți trebuie să credem că noi vom reuși. Te-aș întreba cum iubești o femeie și cum iubești un bărbat? Depinde de echilibru emoțional, depinde de copilărie. Iarăși revin. E matematic. Știu că pare așa și generalizările astea au mult succes. În realitate nu e că cineva are dreptate, cineva e de vină, suntem și diferiți, dar... cum iubim femeile și cum iubim bărbații, dar suntem și diferiți în funcție de, cum spuneam, copilările din care venim și atunci modul în care iubim sau vrem să fim iubiți este direct proporțional cu trauma pe care am avut-o, care dacă e vindecată sau nu. Dar există totuși, într-adevăr, o caracteristică a tuturor femeilor cum iubim. Iubim narativ, o poveste pe care noi o avem în căpșorul nostru, pe care o vorbim cu prietenele noastre, pentru că majoritatea femeilor, între ele, analizează sentimente și relații. Bărbații între ei vorbesc business-uri, fotbal, chestii mult mai concrete, ei comunică fapte. Femeile comunică emoții,
că de-aia asculți o discuție între două femei, analizează mama, tata, prietenii, avem și această, de asta avem și o inteligență socială și emoțională mai mare, putem vedea multe lucruri pe care bărbații nu le văd, dar și pentru că suntem narrative. Deci o femeie iubește, cum să-i spun, ca într-un basm. Ca un basm scris, cu personaje frumos, cu zâne, cu tot ce trebuie. Ca într-un basm în care, bineînțeles, la final, binele, iubirea, învinge. Nu te poți dezice de tine însă. Niciodată. Niciodată. Deci am să lupt pentru chestia asta, dar știi de ce? Ca să nu ajung să-ți dau dreptate ție, Sofia. Nici n-aș vrea, urăsc să am dreptate, deși n-aș eu nu vreau să am dreptate, dreptate, vreau fericire. Dar fericirea și dreptatea se cam exclud. N-aș vrea să-ți dau dreptate și să ajung peste câțiva ani să te citez și să cădem de acord că lumea asta este plină de oameni slabi care s-au iubit cândva, dar au lăsat orgoliul să câștige. Să-l facem pe împreună să câștige. Asta îmi doresc. Nu pot decât să susțin și să admir poezia ta și să știi că sunt aici când o să ai nevoie de explicații. Când o să am nevoie de ce? Anecoația eșecului pot să-ți explic punctual. Dar toți trebuie să sperăm și să încercăm. Deci fost datoria, eu sunt de acord. E... acest cinism, dar puteți să, mulți zic că sunt cinism, nu, e realism pe care îl am și sunt certitudini câștigate cu greu, adică m-am luptat cu speranța și cu dorința. Sunt rezultatul unei experiențe și personale și cu oamenii pe care am văzut. Am văzut toate poveștile pe care și le spun lor înșiși și celuilalt, dar când știi chestiile de bază, asculți povestea și poți să-ți dai seama, adică eu pot să văd unde-i scurt circuitul în povestea pe care o prezintă despre el însuși sau celuilalt. Și ia timp, pentru că adevărul e greu de tolerat și despre noi. Toată lumea. Și nu este și pe de altă parte, eu știu că eu am înțeles lucrurile astea pentru că am început de mică cu lucrurile astea și mie mi-a fost greu să accept că nu sunt motivațiile sau acțiunile mele nu sunt rezultatul conștientului sau nobleții sau că eu sunt moralitatea întruchipată. Nu, a luat foarte mult timp, dar mai întâi trebuie să ai noțiunile, să înțelegi după ce să te uiți, după care auto-observație și după care acceptare, că chiar așa este. De asta zic că nu pot să judec pe nimeni că dacă eu am făcut asta, tu de ce n-ai făcut-o? Toată lumea ar fi înțeles lucrurile astea dacă ar fi studiat atât de mult timp. Și-ar fi observat și și-ar fi dedicat viața acestui lucru. De ce? Și totuși, ca să termin într-o notă foarte motivantă de la tine, îmi doresc tare mult treaba asta, spune-mi tu care este definiția iubirii pentru tine. Vezi, nu poți da o definiție din asta generală, pentru că eu știu că la fiecare este o altfel de definiție. Nu, la fel nu vreau de să-mi dai o definiție nu. Psihologică, vreau să-mi dai o definiție a femeii, Sofia. A mea personală. Da, ta personală. Definiția iubirii. Mm-hmm. A ta personală, fără să fi trecut în cărțile pe care le-ai citit. Cum iubesc eu sau cum aș vrea să fiu iubită, care este? Uite! Da, bine, o să încerc să fac o sumă din... Așa. Nu, ce numesc? Iubirea, că cum iubesc eu, înțeleg de ce pot iubi eu așa, dar cum aș traduce iubirea? Eu uh-huh. că sunt iubită. Să fiu înțeleasă. Să fiu văzută. Ce e foarte greu, pentru că trebuie să ai o cunoaștere vastă ca să poți să-l înțelegi pe celălalt. Mă rog, trebuie să ai cel puțin și curaj, și noțiuni, dar să știi că asta, în general, majoritatea oamenilor așa definesc iubirea, să fii înțeles. Și dacă ești înțeles, bine, de fapt mai există și o continuare, să fii înțeles, să fii acceptat, că poți să fii înțeles, dar după aia să fii criticat, să fii înțeles, să fii acceptat și susținut după aceea, așa cum ești. Să fii înțeles cuprinde toate celelalte lucruri de care avem noi nevoie. Îți mulțumesc mult, Sofia, ca de obicei, delicioasă discuția pe care o am cu tine și sunt sigură că ajunge fix acolo unde trebuie. Îți mulțumesc tare mult și la mulți ani. Să fii înțeleasă! La mulți ani, mă. Să fim înțelese! Zunivers Podcasts.